Am revenit, discutăm în partea a doua ediției de astăzi a Incam despre afacerile cu criptomonede și jetoane nefungibile, celebrele NFT-uri, câți bani putem să facem din investițiile în criptomonede, cum sunt impozitașii care obțin venituri din această zonă, dar și ce riscă cine nu trece pe la fisc. Vă spun că există totuși câteva excepții, adică nu toată lumea trebuie să declare veniturile. Le luăm pe rând și aflăm răspunsurile de la invitații mei din această dimineață. Au rămas în continuare în platou domnul Romulus Bade, Adrian Măniuțiu, dar ni s-a alăturat și George Rotariu, expert în criptomonede până la urmă. Bună dimineața! Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație! Haideți să vedem, începem cu dumneavoastră, domnule Rotariu, pentru că sunt din nou foarte mulți români care s-au îndreptat în această perioadă, în ultimul an. De altfel, arată statisticile, în 2021, 600% au crescut investițiile din partea firmelor în criptomonede, în aceste monede virtuale. Hai să vedem cum sunt impozitați cei care aleg să investească în criptomonede. Încă din 2019, când a apărut legea 30/2019, veniturile din criptomonede sunt impozitate cu 10% din profit. Fiecare dintre utilizatorii platformei noastre, spre exemplu, are obligativitatea de a-și declara veniturile pe care le-a obținut din criptomonede, profitul pe care l-a făcut și să plătească 10% din acesta impozit către autorități. Trebuie depusă o declarație fiscală anual? Exact. Trebuie depusă o declarație fiscală anual. Înțelegem că există și câteva excepții? Există, bineînțeles, în orice domeniu există excepții. Sunt firme, anumite firme care, în funcție de domeniul de activitate, sunt scutite de la acest impozit. Hai să vedem, Adrian Măniuțiu, dacă statul român ar putea exploata mai bine această zonă, pentru că am vorbit și în prima parte a ediției Incam de astăzi despre ce am putea face cu banii pe care îi pierdem din evaziunea fiscală, sau mai exact din neîncasarea de TVA, nu din toată evaziunea fiscală. Hai să vedem dacă ar putea fi impozitată mai bine această zonă sau... E un domeniu nou care are nevoie de reglementare și care e în creștere. Și aici George știe mai bine. Cred că România e printre mari investitori în Europa. Adică așa sunt este. Sume considerabile care vin din România în piața cripto. Avem un număr foarte mare de investitori. De asemenea, infrastructura în România este foarte bine dezvoltată, atât prin prisma rețelei de ATM-uri cripto, care este la nivel național, una din cele mai mari rețele de ATM-uri la nivel global. Și avem și un grafic pe ecran, mă iertați că vă întrerup, care arată cât de mult investesc europenii în cripto și iată, România e acolo, e aproape de primul loc. Da. Suntem, în plus, toate graficele și toate statisticile arată că suntem țara cu cele mai multe femei care investesc în monede virtuale. Iată că doamnele și domnișoarele pare că știu să exploateze această zonă. Poate chiar mai bine decât noi. Corect. De ce nu? Și doamnele sunt deschise către tipuri noi, moduri noi de a-și investi fondurile. Bineînțeles, sunt foarte multe oportunități în piața cripto. Eu, de asemenea, sunt abordat de foarte multe cliente care sunt interesate să investească și în criptomonede și ne bucurăm să... Hai să vedem câți bani faci din criptomonede până la urmă. Pentru că, iată, mulți români se îndreaptă ca metodă de investiție, nu-i așa? Să producă ceva. Clar, cu siguranță. Din punctul nostru de vedere, sunt trei tipuri de investitori. Sunt investitorii care pur și simplu sunt curioși să învețe despre această nouă piață. Sunt investitorii pe termen lung, cei care au înțeles valoarea Bitcoinului în primul rând, pentru că această criptomonedă, așa cum o vedem și noi, pe termen lung va crește în valoare. Este... Unde o vedeți? Noi o vedem, eu am mai declarat și am fost considerat ciudat, eu cred că o să depășească valoarea de $1,000,000. Un Bitcoin? Wow. Un Bitcoin, da. Când? 10 ani? 8 ani? 5-10 ani, 5-10 ani. Eu așa o văd. Și nu sunt singurul, sunt foarte mulți oameni care cred că se va întâmpla asta. Vedem cu toții ce se întâmplă. A fost pandemia, s-au printat extrem de mulți bani. Inflația are un cuvânt important de spus în această estimare a noastră. De asemenea, observăm că de la an la an sunt din ce în ce mai mulți investitori, se deschid din ce în ce mai multe pârghii, iată, au apărut și NFT-urile, apar tehnologii noi care se dezvoltă pe blockchain, iar Bitcoinul va fi acolo întotdeauna ca suport și ca prim blockchain și cel mai mare blockchain existent în momentul de față. Domnul Romulus Badea, ce ar trebui să știe românii care vor să investească în criptomonede din punct de vedere fiscal? Că vor fi impozitați dacă vor realiza câștig. Spun acest lucru pentru că este sezonul declarațiilor anuale, termenul este 25 mai și am început să discutăm cu clienții despre pregătirea declarațiilor anuale și am constatat că
De fapt, lumea știe foarte puține despre impozitarea veniturilor din criptomonede. Sunt mulți oameni care spun, păi da, eu am avut 5 cripto și de fapt am câștigat 50 de lei. Și spun, ok, da, este singura tranzacție, 50 de lei, glumesc, este singura tranzacție. Și spun, nu, am făcut foarte multe tranzacții. Și de fapt oamenii ar trebui să înțeleagă că trebuie să-și cuantifice toate acele tranzacții de fiecare dată când ajung într-o valută convențională, trebuie să observe, să vadă dacă au realizat o pierdere sau au realizat un profit, trebuie să țină evidență foarte clară. Și sunt mulți care sunt foarte activi, au sute de tranzacții și asta va însemna de fapt un volum foarte de mare de muncă atunci când vor trebui să-și pregătească declarația de anuală de impozit. Cred că ar fi utilă din partea statului român o campanie mai activă, mai evidentă de conștientizare a implicațiilor fiscale, a participării pe această piață a criptomonedelor. Și de informare, deci mare atenție, până pe data de 25 mai, românii care investesc în criptomonede, în aceste monede virtuale, trebuie să meargă să depună la fisc declarația dacă au obținut venituri din aceste tranzacții. Adrian Moniu. Am o întrebare care cred că ar fi foarte... al cărei răspuns ar fi foarte interesant pentru mulți care probabil nu sunt foarte familiarizați cu partea de impozitare a criptotranzacțiilor, și anume, banii se impozitează atunci când ies din platforma de schimb, când ies din exchange-uri și se întorc într-un cont convențional, sau banii sunt impozitați de fiecare dată când schimbăm 7 criptomere cu 9 criptomere și avem o diferență de 2 criptomere și atunci le impozităm pe acelea, sau doar când schimbăm criptomerele în euro sau lei? Este într-adevăr o întrebare foarte bună, Adrian, și îți mulțumesc că mi-ai adresat-o ca să clarificăm acest aspect. Într-adevăr, criptomonedele sunt impozitate doar în momentul în care utilizatorii, investitorii își schimbă asset-urile cripto în lei sau euro. Deci, până în momentul acela, indiferent că ai un bitcoin, 100 de bitcoin și că are valoarea de 1 euro sau 10 milioane de euro, tu nu ești impozitat, adică nu ai obligația de a plăti impozit pe acele asset-uri în cripto. Trebuie să pleci din portmoneul virtual din nou în portmoneul real, adică da, să ai corect. Din nou banii în monedele convenționale. Aș vrea să clarific, nu este lei sau euro, este trecerea din portofelul virtual în orice monedă, orice valută convențională. Da. Poate să fie zloți polonezi, în regulă. Corect. Sunt total de acord cu Romulus. Trebuie într-adevăr să existe o informare mult mai bună a tuturor investitorilor din partea autorităților, pentru că, într-adevăr, lucrurile sunt neclare. Și cred că n-am văzut nicio campanie de informare din partea statului român pe această zonă. Și de asemenea este foarte necesară o reglementare, astfel încât toate aceste tranzacții despre care vorbea mai devreme să poată fi ușor găsite și să fie înregistrate, da, de către exchange-urile utilizate de investitori, să nu mai existe tranzacții directe între investitori sau, mă rog, să fie reglementate într-un fel, astfel încât să poată fi urmărite și acestea, să se poată defini clar care a fost momentul de achiziție și momentul de vânzare, astfel încât să se poată calcula profitul. Bun, hai să ne dreptăm puțin atenția spre oamenii simpli. Adrian Moniuțiu, ar trebui românii să investească în aceste monede virtuale, da sau nu? Și nu voi da niciodată sfaturi de investiții, dar pot spune că cea mai bună abordare în zona asta, dacă într-adevăr cineva își dorește să investească, e diversificarea. Să investească, chiar dacă știți ce nu înțeleg oamenii care astăzi nu au foarte mulți bani la dispoziție, nu înțeleg că se poate porni cu sume mici, ba mai mult că este obligatoriu să pornești cu sume mici. Poți porni și nu e nicio rușine cu 150 de lei pe lună. Începi cu doar 150 de lei pe lună sau cu 100 de lei pe săptămână. Pentru mulți ar putea să pară o sumă foarte mare. Dar iată, începând și având răbdare și mizând, așa cum spune și George, e obligatoriu pe termen lung, pentru că e o piață cu un potențial de creștere fantastic, o tehnologie care va revoluționa lumea, și eu sunt în continuare mirat că foarte mulți, în ciuda faptului că e o piață încă dominată de speculanți într-o anumită proporție, este o piață care se va impune în mod cert. E tehnologia viitorului în spatele blockchain-ului. Blockchain-ul este foarte probabil tehnologia viitorului. Sunt foarte mulți analiști în continuare care privesc toată povestea asta doar ca speculă.
fără să vadă de fapt ce e în spate. Foarte multă valoare adăugată în spate, foarte multă inovație, foarte multă tehnologie, dar care e la început. Și le spun, investiți și dacă investiți cât 100 de lei, câte 200 de lei, 400 de lei pe lună, aveți răbdare și nu așteptați câștigurile peste. Nu fluctuați cu speculația, ci aveți răbdare în timp, pentru că s-ar putea să aveți niște surprize în cont fantastic de plăcute dacă aveți o răbdare de 7, 8, 10 ani. Hai să vedem avantaje. De ce să investim în monedele virtuale? Din punctul meu de vedere, în momentul acesta, piața cripto și toate criptomonedele sunt încă la început. Oamenii au impresia că și-au atins potențialul maxim și că de aici pot crește foarte puțin. Din punctul meu de vedere, este eronat. Eu văd piața criptomonedelor undeva la nivelul internetului din 2002, ceva de genul acesta, și știm cu toții că în 2002 a existat un boom pe piața de investiții în companii ce aveau legătură cu internetul, ce apăreau pentru prima dată pe internet. Iată că acum suntem în 2022 și cred că suntem la același nivel din punct de vedere al criptomonedelor și de aici înainte este foarte mult loc de creștere. Bun, și avem o informație de ultimă oră, breaking news. Agenția de rating Fitch tocmai ce a dat un comunicat în această dimineață în care a anunțat că ne menține la perspectivă negativă. BBB- mai exact este ratingul, este ultima notă din categoria investment grade, adică e cumva recomandat pentru investiții, dar cu mici semne de întrebare, dacă putem spune așa. Agenția de rating de asemenea ne mai anunță că prevede o încetinire a creșterii economice în 2022 și un deficit bugetar mai mare decât ce ne-am propus pentru acest an. Mai exact, creșterea economică a fost revizuită la 2,1% pentru acest an față de 5,9% cât era anunțat inițial. Inflația va rămâne în medie de 10%, dar în trimestrul 2 din acest an, deci chiar în această primăvară, ne putem aștepta ca inflația să depășească 10%. De altfel, am văzut și raportul BNR pe inflație, care din nou ne anunță că inflația va fi mai mare. Ne vom confrunta în continuare cu o creștere accelerată a prețurilor. Vom vedea ce se întâmplă în perioada următoare. Deficitul de 7,1% față de 6,3% cât este în buget. Adrian Măniuțiu, hai să tragem concluzii pe această temă. Ar trebui investitorii să-și facă griji sau România ar trebui mai exact să-și facă griji pentru faptul că investitorii acum își pot pune semne de întrebare pentru perioada următoare sau nu? Evident că există o formă de precauție, dar cred că fluxul investițional trebuie să continue și ce trebuie să înțeleagă, mai ales politicienii, pentru că cei din business înțeleg asta foarte bine, singura soluție la toate problemele pe care le-ai enumerat și tu și care justifică un rating încă necrescut sau necorectat pentru noi, e lipsa investițiilor. Nu există nicio rețetă magică, nicio formulă magică, trebuie să creezi valoare adăugată. Doar așa stopezi inflația, doar așa îți consolidezi economia. Investiții mari, inclusiv investiții publice. Și pentru ca cele private să aibă loc, trebuie un climat de stabilitate. Dar e și cheltuieli prea mari, pentru că iată, deficitul crește din ce ne arată. Poate ar trebui să reducem cheltuielile. Ce înseamnă asta? Tăiem din salarii, din pensii? E important eu n-am pus niciodată măsurile de austeritate și tăierile nu duc niciunde, pentru că nu generează nimic. Nu, faci un efort și investești mai mult pentru a-ți crea, chiar dacă ai o sincopă de un an, doi, până începi să culegi roadele. Dar soluția nu e să tai, soluția este să generezi valoare, să generezi profit, să înmulțești banii, dar nu printându-i, cum se întâmplă în ultimii ani, ci producând. Da, deci soluția este acțiune, nu pasivitate și tăieri. Ultimele concluzii, 30 de secunde, Romulus Badea. Recomand celor care sunt implicați pe piața criptomonedelor să ia foarte în serios partea fiscală, pentru că fiscul are 5 ani să se uite în urmă și toate informațiile sunt disponibile din conturile bancare, din raportările pe care mai devreme sau mai târziu toate portalurile, toate companiile care au gestionează wallet-uri virtuale vor trebui să le dea. Este un domeniu oricum atent supravegheat. Prin urmare, să nu creadă nicio clipă că nu va ști nimeni despre câștigurile pe care le-au făcut. George Rotariu, concluzii? Concluziile mele sunt că voiam să vă zic ceva în legătură cu inflația. Și voiam să fac o paralelă interesantă. Sigur. Cu valoarea unui
telefon cunoscut, nu o să spun brandul acelui telefon. 10 secunde, vă rog. Atunci când a apărut, poftim? 10 secunde. Da, sigur, atunci când a apărut, valoarea unui telefon în Bitcoin era de 16,6 Bitcoin. În momentul acesta, noul model din același model de telefon, valoarea unui telefon este de 0,02 Bitcoin. Da, asta spune multe despre modul în care a evoluat valoarea Bitcoinului în comparație cu inflația. Sigur, mulțumim.